Este doliu imens în Belarus. Din nefericire, ales Pușkin, pictor nonconformist, artist de teatru, interpret, curator de artă și prizonier politic, fost membru al Uniunii Artiștilor din Belarus, a murit. Acesta s-a stins din viață marți, la data de 11 iulie 2023, la doar 57 de ani. Soția sa, Ianina, este cea care a făcut nefericitul anunț. Potrivit ei, regretatul artist a murit din cauza relelor tratamente din spatele gratiilor. Amintim faptul că în 1978, la doar 13 ani, ales Pușchin s-a înscris la Internatul Republican de Arte Plastice pentru Copii Talentați, numit după eu în Belarus. Profesorul lui era Peter Sharip. După absolvirea școlii, el și-a continuat studiile în artă monumentală și decorativă la Teatrul de Stat și Institutul de Artă din Belarus. În 1984 a fost înrolat în armata sovietică. A slujit în Afganistan și a fost demobilizat în 1986, după care și-a reluat studiile la Institutul de Artă. În 1990, pentru diplomă, a realizat un tablou monumental Istoria școlii sale în holul Internatului Republican de Arte Plastice. Sincere condoleanțe familiei.